Decizia de a trimite bugetul înapoi în Parlament poate lăsa sute de români fără bani. Este vorba despre cei care au fost angajați ca ucenici și pentru care angajatorii primesc câte 2250 de lei din partea statului român. Sumele respective nu mai pot fi alocate fără un buget în vigoare, așa că ucenicii își pot pierde locurile de muncă. Ministrul Muncii, domnul Marius Budăi, este în direct cu mine. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă. Domnule ministru, ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte grav. Care este termenul limită, ca să spunem așa, până la care se poate merge mai departe cu această procedură? Pentru că vorbim despre oameni care ar putea rămâne fără venituri. Problema aici, din punctul nostru de vedere al Ministerului Muncii și al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, este că nu putem încheia convenții noi până la apariția bugetului, iar acest lucru ne duce și la o slabă absorbție a fondurilor europene, pentru că principiul aici este de contăm din bugetul de stat ulterior, prin cereri de rambursare, primim acești bani din Fondul Social European. Problema este că acum convențiile pe care le avem în vigoare noi ca și minister cu angajatorii le plătim, dar nu putem încheia convenții noi, nu putem crea locuri de muncă noi, nu putem califica personal și nu putem da până la urmă o bulă de oxigen mediului de afaceri. Vorbim despre mai multe probleme care apar în acest moment. Iată, deși Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis prin anunțul că îl va retrimite înapoi în Parlament, se amână foarte multe plăți, cum ar fi, de exemplu, plata alocațiilor mărite de la 1 aprilie, deși putea fi chiar de la 1 martie. Ați încercat un dialog cu președintele Klaus Iohannis? Credeți că există vreo șansă să discutați, să ajungem la un armistițiu și să avem în sfârșit buget? Eu cred că vom avea buget în cel mai scurt termen, pentru că a spus și președintele Camerei și cei care sunt responsabili de procedurile regulamentare din Camera Deputaților și din Senat. Despre discuțiile cu domnul președinte, nu îmi permit să discut eu personal cu dumnealui, doamna premier poartă aceste discuții. Vorbeați despre această situație extrem de gravă a ucenicilor care ar putea rămâne fără venit. Este vorba despre suma de 2250 de lei pe lună. Despre câte persoane ar fi vorba și ce alte categorii de angajați ar putea fi afectați din cauza faptului că iată întârzi atât de mult bugetul? Deci, pentru a pune adevărul în matca lui, vă spun că e vorba că nu putem încheia convenții noi, deci nu putem crea locuri de muncă noi. Pentru ucenicii afați în plată mergem pe acea a 12-a parte din buget, deci nu aș vrea să panicăm acești oameni și mediul de afaceri care are aceste convenții încheiate cu Ministerul Muncii prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, dar pericolul este că nu puteam încheia noi convenții cu angajatori. Angajatorii au venit la noi și au solicitat să încheie noi convenții, dar până la promovarea bugetului nu putem, pentru că nu știm exact când este promovarea bugetului și noi avem un termen de 30 de zile de punere în plată a ucenicului din momentul încheierii contractului. Dacă am încercat la început de an să stăm o săptămână, două în stand-by și ulterior să încheiem convențiile cu credința că vom avea bugetul aprobat, acum suntem în postura în care așteptăm bugetul și ulterior putem să încheiem la aceste convenții. Repet, care procedura de decontare este că decontăm de la statul ulterior prin cele de rambursare. Avem proiecte de 400 de milioane de euro, avem asigurată suma inclusiv pentru anul 2021 în integralitatea lui. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, așteptăm să vedem așadar ce se întâmplă mai departe.